Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoașterii, că întru ea cei ce se închinau stelelor de la stea s-au învățat ție să se închine soarele dreptății și să te cunoască pre tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos aduce în lume lumină, aduce în întunericul răutăților și greutăților lumii acesteia o lumină care vine cu speranță, cu ajutor, cu har. Toți cei care doresc să o primească, să o lase să intre în casa sufletului, se pot bucura de ea și ea preface peștera cea întunecoasă a sufletelor noastre în palat, în împărăția cerurilor, în împărăția lui Dumnezeu, care vine și se așează prin nașterea Domnului Hristos în lăuntru nostru. Și în felul acesta niciodată nu mai putem cădea din iubirea lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu, decât dacă cu voia noastră ne despărțim de El. Anul 2018, anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al Făuritorilor Mari Uniri din 1918, să ne fie tuturor un an cu temelie nouă pentru unitatea noastră, unitatea noastră în credință, unitatea noastră de neam. Chiar dacă suntem împrăștiați, răsfirați în lumea aceasta, să ne ajute Domnul Dumnezeu ca în jurul credinței și în jurul iubirii noastre de neam și de patrie să strângem rândurile și să ne unim așa cum nu am fost uniți niciodată. Pilda celor care s-au unit în 1918 să ne fie nouă inspirație ca să învățăm pe copiii noștri să iubească mai mult pe Dumnezeu, să iubească mai mult valorile străbune ale neamului din care vin și să crească frumos în orice colț de lume s-ar afla. Nașterea Domnului Hristos, praznicul tăierii împrejur al Domnului Hristos și praznicul dumnezeiește arătări de la Bubotează să vă aducă tuturor pace, bucurie, har și binecuvântare. Într-un mulți și fericiți ani!